Vreau să vă felicit și vreau să spun că avem onoarea de a avea un elev care a luat locul întâi la faza națională. Am obținut premiul întâi la concursul național Olimpiadele Cunoașterii. Sunt foarte emoționat. Cei 30 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Țițeica au participat la etapa națională a Olimpiadei Cunoașterii, unde au obținut numeroase premii. Dintre aceștia, un elev de gimnaziu a obținut locul întâi. Am obținut la limba și literatura română mențiune la etapa națională de la Olimpicii Cunoașterii, la matematică premiul 3 și tot o mențiune. A fost destul de greu, dar m-am descurcat bine. Astăzi au primit premii acei elevi care au obținut rezultate deosebite în cadrul proiectului la concursul pe discipline. Mă refer aici la matematică, limba română și limba franceză. Este vorba de un număr de 32 de elevi care au reușit să obțină premii deosebite. Competiția este una binevenită pentru elevi, în special pentru cei de liceu, care în curând vor participa la un schimb de experiențe cu alți elevi din Brașov, tot în cadrul proiectului Olimpiada Cunoașterii. De exemplu, noi o să avem un schimb de experiențe cu un liceu din Brașov în toamnă. Asta chiar mă încântă, ideea asta, pentru că e foarte bine pentru noi, mai ales fiind la liceu, ne prinde bine să vedem și perspectivele din alte orașe. Elevii Colegiului Național Țițeica au mai primit astăzi diplome pentru participarea la concursurile naționale Lumina Met și Arhimede.